Salut! Sunt Roman Stici. Astăzi vom vorbi despre prevederi importante din legea cu privire la garantarea depozitelor în bănci. Această lege va intra în vigoare la 1 octombrie 2023 și va înlocui vechea lege privind garantarea depozitelor în sistemul bancar. Scopul acestei legi este să protejeze și să garanteze depozitele în bănci pentru a asigura stabilitatea financiară. Legea stabilește că există un fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care are ca sursă financiară fondul de acoperire a depozitelor bancare. Aceste fonduri sunt separate și distincte pentru a asigura o administrare corectă și transparentă. Depozitele eligibile în bănci, în monedă națională și valută străină, deținute de persoanele fizice și juridice, sunt garantate de fondul de acoperire a depozitelor bancare. Valoarea garantată inițial a unui depozit este de 100.000 de lei, iar începând cu 1 ianuarie 2025, aceasta va crește la 200.000 de lei. La moment, plafonul de garantare este de 50.000 de lei. Depozitele în valută străină sunt garantate prin compensarea lor în lei la cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de Banca Națională la momentul indisponibilității depozitelor. Există categorii de depozite cu acoperire dublă. Acestea includ depozite din tranzacții imobiliare, compensații sau diverse plăți, sau reparații pentru prejudicii cauzate de infracțiuni sau condamnări ilegale. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile importante ale noii legi privind garantarea depozitelor în bănci. Vă încurajăm să vă informați și să vă protejați interesele financiare.